Bună dimineața, viață, bună dimineața, suflete frumoase, bine ne regăsim la mesajul zilnic, mesaje venite din infinit, mesaje care au scopul de a ne reaminti cine suntem și de a ne face să zâmbim și de a ne crea o zi mai frumoasă și mai armonioasă prin comuniunea cu propria noastră ființă. Astăzi avem un mesaj foarte profund, iubește-te și acceptă-te așa cum ești. Am folosit pentru astăzi oracolul Rugăciun către Înger, creat de Carl Gray, și vei găsi mesajul detaliat în descrierea mesajului de pe pagina mea de Facebook, Gabriela Camelia Popescu. Tot acolo găsești și toate detaliile despre citirile energetice personalizate pe care le realizez. Îți reamintesc că eu folosesc doar cartonașul de la fiecare oracol, iar mesajul este primit intuitiv. Exact despre vibrația acelor suflete care se conectează cu acest mesaj. De ce a venit acest mesaj astăzi la noi? Acest mesaj a venit astăzi la noi pentru că ne-am separat de sursa vieții, ne minimizăm, ne judecăm, ne criticăm. Am intrat poate foarte mulți dintre noi în acea etapă în care ne considerăm o victimă în viața noastră, iar acest mesaj de la Ființele de Lumină vine să ne reamintească despre sursa vieții care ne respiră, eternul cel viu prin care inima noastră bea soarele cristic în fiecare moment, prin fiecare inspir și expir. Ne-am separat de divinitate, intrând în programe de manipulare ale ego-ului nostru, și cedându-ne puterea de foarte multe ori în relațiile noastre, în situațiile de viață prin care noi experimentăm această viață aici pe pământ. E bine, acest mesaj îți reamintește că tu ești parte din întreg, ești lumina luminilor care ai venit aici într-o călătorie conștientă pentru a se luci până în cele mai înalte. Și ți se reamintește să ființezi prin bucuria ființei tale, să nu uiți cine ești și să te iubești și să te onorezi exact așa cum ești, indiferent de ceea ce proiectează alții din exterior către tine. Pentru că de foarte multe ori ceilalți, bineînțeles, proiectează pentru că tu ai acele programe în câmpurile tale, dar de foarte multe ori ceilalți proiectează frustrările lor, neputințele lor, neajunsurile lor, traumele lor, le proiectează asupra ta. Dar, repet, dacă tu nu ai avea acele programe în câmpurile tale, ei nu ar ajunge în călătoria ta sau vibrația ta nu le-ar permite măcar un singur cuvânt să scoată în prezența ta. Și aș vrea să-ți transmit mesajul exact așa cum a venit el. Este un mesaj foarte profund și emoționant, care îmi doresc să-ți atingă inima. Astăzi este despre iubirea și acceptarea faptului că tu ești sursa vieții în manifestare. Ai trecut prin foarte multe teste divine până acum în călătoria ta și te-ai îndoit de foarte multe ori de capacitățile tale prin care își gestionezi propria ta viață. Ți-ai spus că nu e suficient de bun, de bună și că nu meriți, că nu poți și uite, așa ai lăsat să se deruleze programe limitative în subconștientul tău pe care le-ai primit în ghilimele, să spunem, cadrestre, de la familie, societate, religii, sabotându-ți propria ta călătorie. Te invit să-ți oferi chiar acum câteva momente de comuniune cu tine. Puneți o mână pe centrul chakrei inimii tale și simte acest dans suav al bătăilor ei. Ce simți? Cine crezi tu că face ca inima ta să bată? Cine ești tu? Inima ta bate pentru că tu ești viețuit, viețuită de suflul cel viu ce te animă, adică de divinitate. Și dacă divinitatea trăiește în tine și te respiră, cum poți tu să te critici pe tine, ființă divină? Cum poți tu să-i spui surse vieții că nu poate, că nu merită, că nu este suficient de bună? Ei bine, este timpul unicului acum pentru tine. Renunță la a te mai vedea separat, separată de divinitate. Ești el în manifestare, manifestat și nemanifestat prin miliarde de fațete, pentru că prin tine el își înfăptuiește jocul său divin prin care el se cunoaște pe sine. Onorează-te, suflet divin, și iubește atributele divine prin care tu te manifesti, pentru că tu ești o creatoare de miracole, pentru că în fața unicului nu există imposibil.
Cum poți să-ți manifesti atributele divine? Este important să vezi și să simți prin inima ta. Adică să fii aici pentru a servi viața prin darul care ești tu aici pe pământ. Iată ce mesaj frumos a venit pentru noi, dragi suflete, pentru a ne reaminti cine suntem și să nu uităm de frumusețea ființei noastre, orice ar fi, prin orice experiență de viață care trecem. Și acum te rog să te gândești la o situație de viață la care tu dorești un răspuns, da? Și haideți să vedem cartea ce ar face iubirea în locul meu acum. Scrisă de doamna Ana Aurora Șuncă, da? Ce răspuns ne oferă? Și ce e iubirea dacă nu strigătul tău disperat de a te trezi la cunoașterea a cine ești cu adevărat? Și ce este ea dacă nu scânteia divină din tine care te cheamă înapoi în interiorul tău doar pentru a-ți simți esența? Tot ceea ce crezi tu că e iubire și e în afara ta este doar o iluzie. Eu sunt iubirea. Eu sunt iubirea din tine și de peste tot și spun, întoarce-te la tine, căci acolo este izvorul. Bea din el, simte cine ești, simte prețuire pentru tine și apoi vei simți pentru întreaga lume, care este una cu tine, pentru că tu ești iubirea și este timpul să o manifesti. Eu una, să știți că mi-am primit răspunsul la întrebarea pe care mi-am pus-o. Și mergem la mesajele cristice, la o carte vindecătoare, mesaje primite de la Isus, prin doamna Ana Aurora Șuncă, sub formă de channeling. Haideți să vedem mesajul cristic de astăzi. Răbdarea. Când ai răbdare cu tine, Universul îți răspunde la fel. Când ai răbdare cu ceilalți și asculți și încerci doar să-i asculți, și Universul se va comporta cu tine la fel. Este o regulă oriunde te uiți, dacă ești atent. Tot ceea ce vei face, bun sau rău, se va întoarce la tine inevitabil. Așa că astăzi ai răbdare și ascultă glasul meu. Dacă vrei, nu te obligă nimeni. Doar dacă vrei, ai răbdare și încearcă să înțelegi dincolo de cuvinte ce se cere de la tine. Căci graba și lipsa de răbdare a oamenilor sunt principala sursă de probleme și boli. Iar eu te îndemn și te îndrum cu răbdare infinită să fii mai liniștit, mai răbdător, ca și cum viața ar face ceva pentru tine din foarte multe piese mici, extrem de valoroase, care trebuie așezate cu multă grijă, exact acolo unde este locul lor, ca tu să fii mai fericit, ai răbdare. Acestea sunt mesajele zilnice de astăzi. Îți amintesc că îți las toate detaliile în descrierea acestui video pentru citirile energetice personalizate. Îți mulțumesc pentru că suntem, îți mulțumesc pentru că ești alături de comunitatea pe care eu am creat-o, o comunitate care își dorește să facă parte din întreg și să susțină viața prin aceste mesaje de împuternicire. Îți zâmbesc!